Doamnelor și domnilor, vă spun bună seara și bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dreptul la Sănătate. În această seară, alături de doamna doctor Florinela Bălan, specialist în medicină holistică, vom vorbi despre medicină între știință și credință. Așadar, o temă interesantă, dat fiind faptul că ne aflăm noi și în săptămâna patimilor, câteva zile ne mai despart până la sărbătorile pascale. Vă spun bună seara, vă mulțumesc pentru faptul că și în această seară sunteți alături de argeșeni și nu numai din câte bine știm. Sigur că da, vă mulțumesc încă o dată pentru invitația, să zicem așa, obișnuită de miercuri. Mă bucur foarte mult să fiu la Dreptul la Sănătate, pentru că eu consider că în calitate de medic trebuie neapărat să particip la acest lucru. Eu sunt o persoană care chiar lupt pentru dreptul la sănătate al fiecărui pacient și de asemenea și pentru dezvoltarea medicilor. Cum spuneam, suntem în săptămâna patimilor și bănuiesc că nu întâmplător ați ales această temă să o discutăm în această seară. Sigur că da. M-am gândit la ce subiect ar fi potrivit și, într-adevăr, este o perioadă foarte bună cu semnificație pentru creștinism. Că știți că este săptămâna patimilor, într-adevăr, și este de mare încărcătură spirituală. Pentru că în această săptămână noi trebuie să începem să reflectăm foarte mult. Este un moment în care să ne trezim conștiința, să ne dezvoltăm conștiința, să ne uităm la păcatele minții, să începem să vedem care sunt lucrurile negative cu care lucrăm. Deci ar fi o săptămână, e o săptămână cu teme, e o săptămână de lucru, dacă înțelegem acest lucru, și este o săptămână în care noi putem să intrăm în săptămâna aceasta la un alt nivel și să ieșim din săptămâna asta la alt nivel mult mai, să zicem, mai înalt. Acum, fiind medic și vorbind la dreptul la sănătate, să știți că m-am gândit că această poziție de mijloc, știți cum a spus noastră, medicina între știință și credință, adică cum să alegem noi medicina? Ori e știință, ori e credință. Deci această poziție de mijloc pe care o propune medicina holistică, pentru că trebuie să știți că numai medicina holistică vede așa medicina la limita între sau o legătură între medicină și credință. Și spuneam că practic este un subiect în primul rând foarte bun pentru această perioadă și m-am gândit să-l aleg și de asemenea este un subiect bun față de care trebuie să ne aplecăm toți, adică așa medici, pacienți, telespectatori și poate întreaga societate. Întreaga societate la nivel medical și întreaga societate în ansamblu ei. Acum, vedeți noastră, dintre toate medicina alopată, și medicina pe care o învață toți medicii când termină facultatea de medicină, este destul de exclusivistă, știți, legat de acest subiect și găsește cuvântul știință și când vorbim de știință, vorbim de știință medicală. Deci cuvântul știință aici, în contextul acestei emisiuni, la subiectul pe care mi l-am propus, este referitor la o știință medicală. Este foarte nimerit pentru actul medical, așa zice medicina alopată, când vorbim de medicină și de actul medical, vorbim de un act științific. Pe când medicina holistică vorbește despre suflet. Știți că vorbește despre suflet. Este o medicină cumva, să zicem, și cu sufletul. Abordează și partea sufletului uman și nemijlocit despre Dumnezeu, pentru că trebuie să știți că dacă te duci la originea sufletului, ajungi la Dumnezeu și deja se poziționează deja undeva la mijloc, practic, dacă face lucrul acesta, dacă ia în calcul și acest element numit suflet, definitoriu, să zicem, pentru ființa umană, o să vedem, practic, se raportează diferit. Începe să se raporteze diferit. Acum, pe de altă parte, nici nu putem vorbi că este credință, numai credință, pentru că pură, pentru că cu aceasta se ocupă preotul și biserica, deci medicul de medicină holistică nu este o persoană care, să zicem, promovează neapărat pe Dumnezeu și credința noastră neapărat, deci nu despre asta este vorba. Dar această poziționare, în schimb, între medicină, între știință medicală și credință, fiind mai lejeră, că este mai lejeră, dar este și mai înțeleaptă cumva această poziționare, este o multivalentă pentru că privește un pic diferit, face în schimb posibil pasul către, prin flexibilitate, către vindecare, o să vedeți. Adică ne oferă niște perspective foarte mari și de aceea merită în această seară să începem să studiem această raportare a medicinii între știință medicală și credință, pentru că s-ar putea ca ea să ne ofere nouă niște mâini întinse și este mult mai nimerit. Acum, pentru că omul nu trebuie privit decât științific. Știți că noi, când privim ființa umană, dacă noi o privim ca din poziția de știință medicală, da? Înseamnă că privim foarte științific. Acum, el nu este un obiect.
omul nu este un obiect, nu este un aparat și nu este o invenție, ci este, are o simțire. Deci omul e simțitor. De asemenea, nu este un robot sau nu este robotizat, ci este așa spiritual, iubitor, pasional, creativ și sexual, de exemplu. Și această, să zicem, noblețe, o noblețe a robotului științific din om, da, ca idee, ține foarte mult de natura lui divină, o să vedeți. Deci această calitate specială, diferența între, știți că noi am putea să ne comparăm cu un robot. Că există roboți. La ora asta, nu știu, chinezii, japonezii au făcut roboți. Da. Dacă te uiți, să știți că pe măsură ce o să evalueze știința, o să facă niște roboți care să înlocuiască într-un totul omul, adică o să semene cu omul. Și am văzut filme science fiction în care sunt roboți care nu știi sigur, ori omul, ori robot. Știți, am văzut asta. Dar problema este în felul următor, că v-am spus, diferența între un robot și un om este că omul are simțire, pe când robotul nu. Și atunci trebuie să începem să vedem că privirea aceasta științifică exactă a medicinii obișnuite, a științei medicale, această privire este foarte științifică, adică este parcă ar privi un robot, nu un om. Știți, înțelegeți? Pentru că practic, cum spuneam, că această noblețe a robotului științific din om ține de natura lui divină, nu de natura lui tehnică. Practic, simțirea nu ține de robot, ține de divin, ține de partea simțitoare, de suflet, să zicem, din om. Pentru că poți să fii cel mai renumit medic, ia uitați, din lume, și cel mai bine pregătit științific medical, adică să fii cel mai înalt cercetător și cel mai pregătit, să zicem, cel mai deștept doctor de pe Terra. Să zicem acest lucru. Dar dacă pacientul tău, respectiv sufletul lui, nu mai vrea, prin liberul arbitru, să participe, adică nu-și mai dorește să trăiască, știți că există acest lucru, trebuie să știți că nu poți întoarce pur și simplu și pacientul moare. Nu poți să rezolvi, nu poți să vindeci. Pentru că, și acum dacă comparăm, să știți că o mașină nu poate să facă acest lucru, nu se poate opune reparării ei. Înțelegeți? Pe când omul poate să se opună reparării lui, vindecării lui, pe care vrea să o facă un medic asupra lui. Omul este deci întâi uman, viu și apoi este o mașină, să zicem robot, dacă vrem să îl privim și așa. Eu am avut și am pacienți care am o persoană, de exemplu, vă povestesc cazuri că sunt așa, care are foarte multă durere sufletească. Extraordinar de multă durere sufletească și am tot tratat-o, vine de departe la mine, am tot tratat-o, am scos durerea sufletească, dar trebuie să știți că în toate conversațiile, și se simte ceva mai bine, dar în toate conversațiile pe care le-am avut, apărea acolo un fel de dorință a ei personal de a păstra în ea această tristețe. Își dorea pur și simplu, nu putea să treacă mai departe, sau eu am interpretat-o altfel, că nu vrea să treacă mai departe. Pur și simplu, din punctul meu de vedere, era hotărâtă să această persoană să facă pasul, adică să plece cumva, sau în orice caz era atât de dezamăgită că nu vrea să trăiască și era ceva de genul că eu o vindecam pe o parte, ea nu vrea pe o parte, știți? Și am simțit asta permanent în consultațiile cu persoana respectivă. Și deși mergea foarte bine la mine, să știți că a făcut un accident vascular cerebral de curând. Și ce pe să pune acest lucru? Mă și așteptam să-l facă sau să facă ceva de genul acesta, pentru că de fapt nu-și dorește să trăiască. Pur și simplu s-a hotărât să plece și într-un fel. Deci este ceva din ea care vrea asta. Înțelegeți? O să știți că un medic simte acest lucru la un pacient, simte, mai am încă un pacient care tot așa mă tot chinui să-l ajut, a venit foarte cu meridianele foarte jos, pe albastru, știți, când ia pe albastru nu prea e bine, închis, și vreau să spun că tot l-am întrebat, mi-am dat seama că nu își dorește acest lucru și l-am întrebat, dar mai vrei să stai? Păi zice, n-aș mai sta. Păi și să ne spui, că să nu mai investim, faci, vin copii aici, te chinui, eu mai și glumesc, știți? Pentru că pur și simplu are liberul arbitru și trebuie să-l respecti. Și bine, în glumă, pentru că trebuie să glumim, ne jucăm, dar până la urmă trebuie să începi să vezi ce vrea pacientul. E foarte important acest lucru. Susțineți că medicina holistică ține cont, analizează și partea științifică medicală și partea divină, sufletul, conștiința din om? Sigur, fiind la mijloc între acestea a doua, această poziționare asta presupune. Presupune așa că e o îmbinare, practic, între cele două, dar îmbinarea asta este așa, dinspre suflet, spre trup, adică dinspre partea
dinspre credință spre știință. Știți? Adică așa și se întâmplă. De exemplu, dacă vrei să vindești trupul, trebuie să cauți să verifici sufletul întâi. Pentru că, exact cum spuneam, dacă cu pacienții dinainte, dacă sufletul pacientului vrea să plece și nu mai vrea să rămână aici, degeaba încerc eu vindecarea. Eu i-am dat tot ce am știut eu din punct de vedere medical. Am pus acolo același profesionalism și aceeași dorință arzătoare să pot să-l vindec, dar dacă el nu mai vrea, eu nu pot să fac nimic. Pur și simplu nu trebuie decât să accept acest lucru și am avut, cum spuneam în alte emisiuni la începutul experienței mele, am avut momente în care pur și simplu sufeream pentru că pur și simplu pacientul nu participa, nu o spunea direct pe față de membrii familiei, spunea că da, e ok, că vrea, dar eu simțeam foarte clar că nu vrea acest lucru. Se vedea așa de la o poștă pentru mine, știți? Și n-ai ce să faci pentru că este liberul arbitru. Altfel, practic, nu facem decât să reparăm în loc să vindecăm. Dacă noi încercăm să nu ținem cont practic și de această componentă sufletească, care, uitați, este definitorie. Este, să știți, atât de importantă, este ca o energie care poate să lucreze împreună cu medicul sau poate să se poziționeze împotriva medicului și atunci, sau cumva în sensul invers medicului și atunci tu nu ai ce să faci ca medic. Practic, cel mai mare pas pe care, dacă ne raportăm acum, pe care trebuie să-l facă medicina în secolul în care trăim, este să studieze, să cerceteze și această latură divină din om, pe care a neglijat să o studieze. Pentru că în facultate noi nu studiem acest lucru. Deci noi trebuie să facem acest pas, să începem să vedem că există o componentă în ființa umană pe care până acum medicina n-a luat-o în calcul, n-a studiat-o, n-a cercetat-o și nici n-are specialiști să o cerceteze. Pentru că ar trebui ca o parte din, fiind o componentă, da, sufletul a ființei umane, ar trebui să avem specialiști în medicină care să cerceteze acest lucru. Ca medici, vreau să spun. Acum, adică ce să cerceteze? Care este latura asta divină? Sufletul. Acum, dacă vrem să-l cercetăm, putem să-l cercetăm științific pe suflet. Că nu ne oprește nimic ca oameni de știință să-l cercetăm științific, numai că nu se vede. Numai că, de exemplu, și spuneam, da, exemplu acesta, că nu vedem sufletul pentru că el are o vibrație subtilă pe care, să zicem, ochii noștri nu-l percep, vederea noastră care este limitată științific, pentru că noi vedem un anumit spectru, da, nu vedem nici infraroșile, nu vedem nici ultravioletele, și dacă pentru infraroșii sunt ochelari speciali care pot să, știți că există în cercetare, există, da, de asemenea, da. La poliție există ochelari speciali care pot să vadă cu infraroșiile, știți? Am văzut în filmele cu hoții care furau în muzee, știți? Așa. Practic, dacă cercetarea, dacă știința ar putea să facă astfel de ochelari, să știți că noi am început să vedem sufletul. Că până la urmă e o frecvență, da? Cum ar fi infraroșiile, e o altă frecvență. A trebuit să începem să vedem. Și să începem să cercetăm asta, dacă vrem neapărat științific. Acum, dacă nu putem să-l vedem și nici nu avem încă suficientă inteligență să facem acei ochelari și totuși există, da, că practic există, de unde știm că atunci când pleacă din om, când se retrage din om, omul moare. Adică e totuși ceva acolo. Dacă nu putem să-l înțelegem, trebuie să-l acceptăm atunci. Măcar să-l acceptăm, știți, că, ca fiind existențial, pentru că există. Și este de netăgăduit, pentru că nu putem să contestăm acest lucru. E un adevăr în fața căruia nu putem să zicem că nu e așa. Pentru că așa este, adică e ceva de necontestat și să nu-l ignorăm. Pentru că această atitudine de ignoranță pe care o are la ora asta medicina față de această parte, componentă prioritară a ființei umane, numită sufletului, bucata aia din el, segmentul ăla din corpul uman numită, din ființa umană numită suflet, deci această ignoranță mai degrabă sună mai mult a neînțelegere, sună mai mult a nepricepere, sună mai mult un fel de needucație, adică e un fel de... Deci, în orice caz, nu ne avantajează foarte tare. Pe noi, ca și cercetători, ca și oameni de știință, ca și medici științifici care studiem ființa umană medical-științific, vreau să spun. Pentru a te putea educa ca medic, acum, cum faci tu să începi să studiezi despre suflet, dacă ai fi să vezi cum? Ca să te educi să începi să studiezi despre partea asta a suflet, trebuie să intri pe domeniul credinței, că numai acolo găsești cuvântul ăsta suflet. Dacă te duci așa să cauți și pe internet despre suflet, ajungi în zona credinței automat,
că, ci că acolo îi corespunde. Adică, știți, cum, de exemplu, dacă vorbești de cifre, ajungi la matematică, sau dacă vorbești de legea gravitației, ajungi la fizică. Adică, știți, dacă vorbești de celulă, ajungi la biologie. Dacă vorbești de suflet, ajungi la credință. Trebuie să știți, așa arată. Și atunci, dacă ajungi la credință, ajungi la polul opus științei, că așa zic unii, că credința e polul opus științei. Așa se e la ora asta în memoria colectivă, să zicem, a societății. Dar să știți că eu, care sunt, de exemplu, medic de medicină holistică, care am început să studiez, că eu sunt o persoană care am studiat și științific și în credință, că de-aia fac medicină holistică la graniță. Știți? Asta spun. Trebuie să știți că eu pot să afirm că nu este așa. Adică, ce pot să spun este că această credință, deci credința în sine, este și ea o știință. Trebuie să știți. Și că trebuie să începem să o privim ca o știință. Că uitați-vă, de exemplu, religia, da, ca idee, teologia, este o facultate. Da? Așa cum este, de exemplu, o știință matematică, așa este și o facultate specială. Când faci o facultate de matematică, faci o facultate de teologie. Trebuie să știți că există și cărți foarte groase. De... Haideți să arătăm. Am câteva cărți aici. O să-l aduc pe colegul meu. Sigur. Să vină să ne ajute să vizualizăm mai bine cărțile pe care dumneavoastră... Așa, am dat exemplu că să știți că sunt niște cărți foarte groase, seamănă cu cărțile mele medicale, adică vreau să spun. Să știți că sunt și foarte scumpe, ca apropo, tot ca și cărțile medicale. Eu am adus astăzi așa, să vă arăt. Deci este vorba de o carte care se numește Constituirea Sacramentală a Bisericii. Este o viziune teologic-ortodoxă asupra ecumenismului, pe care eu am cumpărat-o pentru că mă interesa să studiez despre acest lucru. Este făcută de profesorul doctor universitar Adrian Neculcea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Ovidus din Constanța, care este un om, să știți, de știință. Adică la asta mă refer, pentru că este profesor universitar. Și de asemenea am adus aici un acatistier, da, care e o carte foarte groasă și asta și foarte științifică, trebuie să știți, și foarte scumpă, are și ceva special, are un veliș special foarte frumoasă, pe care de asemenea am cumpărat-o. Cu alte cuvinte, vreau să vă spun că cam așa arată cărțile despre credință și trebuie să începem să vedem că și credința este, mulțumesc frumos, și credința este o știință și trebuie să începem să ne raportăm la ea diferit, pentru că s-ar putea ca noi să confundăm această știință, să zicem, a credinței, cu anumite lucruri pe care noi le vedem în biserică și nu ne plac, cu anumite atitudini pe care le vedem la anumiți preoți pe care noi îi judecăm și n-ar fi bine și nu ne plac, cu, eu știu, diverse, știți? Și sau cu anumite comentarii a unor persoane în biserică care nu ne plac și s-ar putea să facem niște greșeli când apreciem lucrul ăsta diferit. Uitați-vă la cărțile, să zicem, din Vatican. Vaticanul are o bibliotecă întreagă, secretă, cu cărți foarte speciale. Și trebuie să știți că, în general, toți preoții, toți episcopii sunt niște oameni foarte înalți, sunt niște oameni foarte inteligenți, sunt niște oameni speciali. De-a lungul istoriei, în general, în creștin-ortodoxism și în alte religii, toate persoanele care sunt, care conduc, să zicem, biserica, sunt niște persoane foarte bine instruite. Sunt niște persoane, cum să zic, poate mai instruite decât foarte mulți cercetători și foarte mulți oameni de știință. Și trebuie să începem să privim că și ei sunt niște oameni de știință. Dar despre ce știință au ei? Este știința a-L cunoaște și a-L descoperi pe Dumnezeu, că să știți că și asta este o știință. Și trebuie să știți pe Dumnezeu, care Dumnezeu? Dumnezeu din tine, pentru că noi îl avem pe Dumnezeu noi, știți, prin sinele superior. Și asta e o știință și să știți că e o știință grea asta. De exemplu, când ne raportăm noi să facem lucrul ăsta, și nu vorbesc în calitate de, să zicem, preot, dar când vrem să facem noi acest lucru, în momentul în care vrei să-L cunoști pe Dumnezeu din tine, fenomenul ăsta sau această cercetare se numește autocunoaștere. Adică tu te cunoști pe tine. Începi să vezi cum arată chestia asta cu Dumnezeu în tine. Dar tot știință este, pentru că este o știință foarte grea. Că știți, ne cam chinuim toată viața să descoperim asta, adică e greu de făcut acest lucru și de asemenea pentru că nu există profesori care să ne învețe pe noi cum anume putem noi să începem să relaționăm, să învățăm cum e Dumnezeu noi, cum adică și cum putem noi avea o comunicare mai directă cu Dumnezeu. Și pentru că este foarte personală această cercetare științifică, că până la urmă e de științifică pentru că, cum să vă spun eu, o să vedeți că este la fel de complicată cum este să vezi, de exemplu, celula umană.
că îți trebuie microscop și acolo. Și acolo e o treabă complicată, că trebuie să descoperi microscopul ca să putem să vedem celula. Dar trebuie, de asemenea, această descoperire trebuie să o faci de unul singur și este pas cu pas. Dar o să vedeți, e foarte interesant că eu am venit cu alte cărți, că am venit plină cu cărți astăzi aici. Imediat, o să-l sigur rugăm din nou pe colegul nostru să vină să ne ajute. Sigur că da. O să tot vorbim, să știți, despre și o să arătăm mereu aici diverse. Am o carte foarte frumoasă care înseamnă așa, să ne rugăm 8 zile la Părintele Arsenie Boca. Știți că eu lucrez foarte mult cu Părintele Arsenie Boca, care îmi trimite tot felul de cărți. Acum le-am cumpărat de la de Florii, când am fost la Vâlcea. Merg împreună cu soțul meu la o mănăstire acolo. Și trebuie să știți că le-am cumpărat de acolo foarte multe cărți. Să arătăm, uitați ce spune aici, la pagina 49. Spune în felul următor. Că nu suntem singuri în această căutare a noi cu noi. Uitați, Dumnezeul prea milostivul, din iubirea de oameni, a făcut totul din partea sa ca să-i întoarcă pe oameni într-o cale nouă, în calea mântuirii, că așa se spune, că merge spre mântuire. Pe cărarea mântuirii încă merg două feluri de oameni, căci de atunci un tovarăș nevăzut și bun merge cu noi, cu fiecare în toate zilele, cu fiecare rând de oameni până la sfârșitul veacului. Dumnezeu însuși și cu sfinții săi întovărășind nevăzut pe oameni. Adică ce vrea să spună lucrul ăsta? Că fenomenul acesta de autocunoaștere pe care noi îl avem, cu noi cu noi, este un fenomen pe care nu-l facem de unii singuri. Suntem îndrumați cumva de Dumnezeu care ne-a creat și care e în contact cu noi permanent prin acest suflet. Că practic noi suntem permanent într-o legătură invizibilă, suntem așa, cu alte cuvinte, trupurile noastre, apoi sufletele noastre, care sunt așa ca un cordonel și care se bagă într-o priză numită Dumnezeu. Nu vedem cordonul, nu vedem priza, vedem decât trupurile. Dar noi avem o legătură permanentă cu divinitatea și în acest proces de autocunoaștere, care vă spuneam, este foarte greu și să știți că este științific până la urmă. De ce? Pentru că este foarte greu de făcut și să știți că dacă s-ar apleca mai multe persoane, medici, preoți poate, de ce nu, și să zicem poate și psihologi și poate mulți din domeniul istoriei asupra acestui lucru, poate am găsi pentru omenire căi mai ușoare în care noi să putem să-l percepem divinul din noi, să putem să-l accesăm și să ne putem dezvolta. Pentru că la ora asta ființa umană este mult sub nivelul maxim la care s-ar putea dezvolta și pentru care a fost creat. De asemenea, ia uitați, până la urmă, cum spuneam, este o știință care te ajută să rămâi în viață, pentru că trebuie să știți că dacă, cum se spune, suntem în săptămâna patimilor și se spune că trebuie să începem când ne pregătim de spovedanie, să vedem care sunt păcatele noastre. Ce înseamnă că sunt păcatele noastre? Adică să vedem cum lucrăm noi corect față de ce? Față de reper, față de adevăr, față de regulile pe care trebuie să le facem. Care sunt regulile pe care trebuie să le urmăm noi? Păi să fim niște persoane care lucrăm în adevăr, să fim niște persoane care avem curaj, să avem niște persoane care avem încredere în noi, trebuie să fim niște persoane care să nu mințim, adică spunem adevărul, de asemenea trebuie să fim iubitori față de Dumnezeu din noi și față de noi, că iubindu-ne pe noi, iubim pe Dumnezeu din noi, față de aproapele nostru și să fim credincioși. Cam asta ar fi în mare așa și să fim înțelepți. Cam asta ar fi, de exemplu, regulile noastre. Dacă noi ne apropiem, citim, de exemplu, în Biblie, să zicem, că acolo sunt regulile acestea și începem să vedem că dacă respectăm aceste reguli, suntem sănătoși. Dacă nu respectăm aceste reguli, trebuie să știți că mânia, de exemplu, se depune la ficat și trebuie să știți că e o energie negativă și se îmbolnăvește ficatul. De exemplu, teama, trebuie să știți că se depune la rinichi și să știți că îmbolnăvește, face calcul. Toți cei care au calcul au probleme pe rinichi. Sunt foarte fricoși. N-au frică, deci nu sunt curajoși cum sunt setați. Dacă, de exemplu, suntem foarte îngrijorați, îmbolnăvim stomacul. Dacă, de exemplu, suntem foarte dezamăgiți și supralicităm în iubire și nu lucrăm corect cu iubirea, îmbolnăvim inima. Și atunci trebuie să știți că dacă avem, deci, dereglări, deci păcate, deci nu știm să lucrăm corect, noi suntem bolnavi, dacă lucrăm corect, suntem sănătoși. De aceea a începe să înțelegi, de fapt, ce înseamnă credință, care sunt regulile ființei umane, înseamnă, de fapt, un acces la sănătate până la urmă. De aceea trebuie să știți că trebuie să începem să privim această știința a credinței ca fiind o știință medicală, că uite, este un atu foarte mare dacă o înțelegi
că tu poți, ca tu să poți să te îndrepți către sănătate, să-ți faci singur propria sănătate, pentru că trebuie să știți că persoanele care sunt, respectă regulile, rămân sănătoase și mor de bătrânețe. Așa ar arăta. Care este rostul medicului? Cum trebuie să fie medicul care te îndrumă pe cărarea vindecării? Pe cărarea vindecării holistice, că știți, aici e foarte important. Medicul trebuie să fie el însuși pregătit și el să fi parcurs acest mers înainte. Deci nu poți tu să te duci oamenilor să le spui că vezi că trebuie să faci așa și așa și așa dacă tu nu ești un exemplu pentru acest lucru. Dacă ești un medic alopat, trebuie să fii un exemplu de sănătate, pentru că n-ai cum să poți să dai sănătate oamenilor dacă tu nu ai, oamenii nu vin la tine și nu te respectă dacă tu ești o persoană bolnavă. Eu am o problemă că fac din când în când cure de detoxifiere emoțională, pentru că trebuie să dau afară emoțiile pe care le preiau. Am lucrat foarte mult în ultimul timp, am lucrat foarte mult la curățarea rinichilor mei, pentru că am trecut la alt nivel de vibrație și trebuia să ajung la un alt curaj al meu personal. Și fiindcă am lucrat la rinichi, bineînțeles că vezica urinară trece undeva aici în zona sinusurilor și tot tușeam. Și am avut o perioadă de foarte multe emisiuni în care am tușit foarte mult timp. Bineînțeles, pacienții mi-au sesizat, m-a întrebat toată lumea de ce tușesc, știți? Dar trebuie să știți că era o tusă pe care eu m-am provocat sau eu am provocat această curățenie, făcea parte din evoluția mea spirituală și mi-am asumat acest lucru. Dar să știți că pacienții, chiar am remarcat, îi deranja acest lucru. Adică era clar, eu trebuia să fiu impecabilă, eu trebuia să fiu perfect sănătoasă, pentru că așa își dorește un pacient să privească medicul. Că el este sănătos, tu, el nu are voie să se îmbolnăvească. Pentru că dacă el se îmbolnăvește, înseamnă că nu mai este acea persoană reper față de care trebuie să te duci să te vindești, pentru că nu ai la ce să te uiți, nu mai este exemplu, s-a pierdut exemplu din tine. Înțelegeți? De aceea, dar dacă ești o persoană, de exemplu, care faci medicină holistică, trebuie să știți și vorbești despre suflet și despre Dumnezeu. Persoanele care vin la tine trebuie să vadă asta la tine, adică trebuie să fii și un reper de credință până la urmă. Că eu am avut o problemuță cu o pacientă de-a mea, pentru că am avut, la un moment dat în viața mea, o situație în care fiica mea s-a operat și în ziua respectivă, mă rog, n-am putut să ajung acolo, nu trebuia să fiu acolo, m-am dus ceva mai târziu și în momentul respectiv am aprins o lumânare care era pusă exact pe, era pusă la, când consultam, știți? Și o persoană credincioasă, o pacientă de-a mea, vai ce bine că țineți lumânări aici, acum eu nu țin de obicei lumânări în cabinet, că sunt așa, știți, adică nu sunt biserică totuși, adică am foarte multe icoane, dar n-am lumânări aprinse decât poate la sărbători sau diverse. Nu i-am explicat despre ce este vorba. Problema este când a venit a doua oară la consultație. A zis, dar unde e lumânarea? Nu am văzut lumânarea, aveți o problemă. Și am explicat, dar mă certați. Dar asta era ideea, s-a așteptat ca eu să fac mereu așa. Pentru că trebuie să știți că eram un reper de credință pentru dumneai ei, dânsa era o persoană credincioasă și avea așteptări la mine ca eu să fiu o persoană credincioasă. Și de asta zic, când vine pacientul, vrea să știe de la tine că tu ești reperul pentru el în toate direcțiile acestea și atunci trebuie să știți că dacă ești medic de medicină holistică și vrei să faci și să fii, să abordești și științific și să abordești și într-o credință ființa umană că așa o faci, trebuie să le ai pe amândouă. Trebuie să lucrezi și cu una și cu alta. Acum, e foarte important să înțelegi rostul credinței în vindecare, ca să poți să explici lucrul acesta fiecărui om în parte, fiecărui pacient în parte, dar e foarte important ca medic să îndemn la credință, pentru că dacă îndemni, să zicem, la credință, poate și explici de ce să faci lucrul ăsta și poate o explici într-un mod științific. Pentru că unul din lucrurile, de exemplu, pe care îl deosebește de un medic de un preot, să zicem, în momentul în care abordează un enoriaș respectiv, un pacient, este că medicul are și șansa asta să poată să explice cumva pe Dumnezeu într-un mod mai științific un pic. Și poate că, să știți că oamenii au nevoie și de acest lucru, pentru că sunt foarte mulți pacienți care sunt foarte dezvoltați din punct de vedere mental și care nu pot să cuprindă vorbele neapărat ale preotului. Li se par un pic diferite, li se par un pic altfel, sunt un pic prea departe pentru înțelegerea lui. Au nevoie poate de o persoană care să treacă prin intelectul lui ca să ajungă cumva la credință, știți? Să explice cumva, adică uneori e nevoie să le explicăm pe Dumnezeu științific. Asta vreau să spun.
Și marea majoritate a pacienților mei, să știți că au aceste nevoi, deoarece sunt niște trecem printr-o perioadă în care ne-am dezvoltat mintea foarte mult. Am avut de foarte multe ori persoane extraordinar de inteligente, chiar super inteligente. Dar trebuie să știți că cu cât ești mai inteligent, cu atât această inteligență poate să fie un autoblocaj pentru tine. Și atunci este nevoie ca tu să poți să explici într-un mod inteligent despre de ce e nevoie să încep să discuți despre credință și despre suflet. Este un subiect foarte interesant pe care vă propun să-l detaliem după câteva momente de publicitate. Doamnelor, domnilor, rămâneți pe Argeș TV, revenim imediat.